pe tipii să vă lăudați cu normalitatea. Dar Adriana îi place să facă ce din orice. Și dacă acum îi s-a terminat cu gustă, ce a zis? Luați-le apă, frate, de prigoană la cotitură. Nu se poate să fii indecentă în fața populației cu soțul tău. Ce ar trebui, o ultima întrebare, ce ar trebui să facă, din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar trebui să facă Adriana să fie în sfârșit liniște în familie voastră? Să-și ceară scuze telespectatorilor pentru mizerile care a spus adresa mea și a familiei mele. N-a spus, nu exagerat, domnul Prigoară, n-a spus niciun lucru. Nu mai e să pot ia judecată dacă crede că l-am jignit. Nu și-a văzut copiii de două zile. Nu am de ce să-mi cer scuze. Ai, îți cer scuze, Adriana? Nu am de ce să-mi cer scuze. El ar trebui să-și ceară scuze, da? Nu eu, el. Da? El a insistat să vină acasă, el a venit după mine, nu am venit eu să-i săr gardul, da? Faptul că îmi plătește o masă la restaurant sau revelion nu e problema lui, nu l-am forțat să plătească.